La una dintre intrările în municipiul Târgoviște, înconjurată de bălării, zace abandonată fosta clădire a fabricii de becuri Romlux. Ferestrele sparte și zidurile care stau să cadă și din care abia se mai zărește emblema fabricii nu spun mai nimic despre perioada de glorie a întreprinderii, unde în anii de dinaintea Revoluției, mii de târgoviștence lucrau în schimburi. O altă întreprindere recunoscută în perioada comunistă era uzina Saro. Înființată în anul 1972, întreprinderea de strunguri din Târgoviște era a doua ca mărime în Europa de Est și avea o capacitate de producție de 10.000 de strunguri pe an. Destinul acestei unități a făcut ca alte mii de angajați să rămână pe drumuri până la privatizarea din anul 2000, când Saro devine Wisconsin Turning Systems, societate cu capital american și care avea la data respectivă 1.000 de angajați. În 4 ani, americanii au pus uzina pe butuci și ultimii salariați au pierdut locurile de muncă. În august 1970, la Târgoviște s-a înființat, printr-o hotărâre a Consiliului de Miniștri, uzina de oțeluri aliate, cea care în anul 1975 devine combinatul de oțeluri speciale Târgoviște și ajunge să aibă în anii 80 un număr de 10.000 de angajați și producție de oțeluri aliate și înalt aliate pentru industria civilă și de apărare. Declinul care a urmat în perioada post-decembristă și a atins apogeul abia după privatizarea din anul 2002, când combinatul a devenit Mecel Târgoviște. Tot atunci a început și exodul de fier vechi de utilaje din unitate. Secții altădată productive au fost închise pe rând, iar metalurgiștii au fost trimiși în șomaj, acompaniați de proteste sindicale de amploare în care vocile muncitorimii prevesteau jaful ce avea să vină peste marele colos industrial. În anul 2013, rușii de la Mecel au fost înlocuiți cu rușii de la Nicarom, după ce fostul COS Târgoviște și alte 4 combinate din țară au fost tranzacționate simbolic pe suma de 52 de dolari. Au urmat apoi alte concedieri, ultimii salariați din combinat, implorând statul la începutul acestui an să nu execute silit unitatea și să accepte un plan de reorganizare. În toți acești ani, statul român a iertat rușii de datorii de ordinul milioanelor de euro pentru a ține în viață combinatul. Istoria uzinei de utilaj petrolier începe în anul 1864, când la Târgoviște se înființa fonderia de tunuri, pentru ca în 1872 să fie inaugurată deja fabrica, sub denumirea de Arsenalul din Târgoviște. În anii 70, UPET era una dintre societățile aflate în topul mondial al constructorilor de utilaj petrolier. 11.000 de angajați ieșeau în 1990 pe porțile uzinei. Viitorii petroliști și constructori erau școliți încă din liceu pentru a ajunge specialiști recunoscuți. După privatizare, fabricile s-au închis, iar angajații au fost concediați în mai multe rânduri. Secții întregi au fost descompuse, iar utilajele au luat și ele drumul străinătății sau au ajuns la fier vechi. Au apărut, în schimb, pe terenurile înstrăinate ale fostei uzine, supermarketurile. Un alt teren, dat cu tot cu clădirile monument istoric ce au aparținut Arsenalului Armatei, adăpostește câinii din zonă și amenință să devină o groapă de gunoi în buricul târgului. În goana după terenul UPET-ului, proprietarii au lăsat clădirile în paragină, odată cu ele o istorie de mai bine de un secol a ceea ce a fost fonderia Armatei de la Târgoviște. În ceea ce a mai rămas din uzina UPET, lucrează în prezent 200 de persoane care trăiesc zilnic teama pierderii locului de muncă.